A fost carambol cu peste 15 autovehicule în această dimineață pe autostrada Soarelui la kilometrul 183. Din fericire, din primele informații, nu sunt victime acolo. Intervin în acest moment la fața locului echipe de la Smurd Cernavodă, Smurd Megidia și de la Serviciul de Ambulanță Județean Cernavodă. Aflăm mai multe chiar acum de la Alexandru Andronache, subinspector infotrafic, în direct cu noi. Bună dimineața, domnule Andronache, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vă întreb mai întâi care au fost cauzele acestui carambol și dacă a avut cineva de suferit. Din primele informații, le spuneam și telespectatorilor, nu ar fi victime. Bună dimineața! Într-adevăr, în urmă cu puțin timp, pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 183, în zona municipiului Megidia, pe sensul către litoral în județul Constanța, s-a produs un carambol în care au fost implicate aproximativ 20 de autoturisme. Potrivit primelor informații, două persoane au fost rănite, dintre care una este încarcerată. Traficul rutier în acest moment este oprit total pe sensul către Constanța și s-au format coloane de autoturisme. Cu privire la cauza producerii evenimentului rutier, în momentul de față se efectuează cercetarea la fața locului și ulterior se va stabili exact care a fost cauza producerii evenimentului rutier. Bun, să recapitulăm aceste informații extrem de importante, domnule Andronache. Așadar, traficul în acest moment este blocat pe sensul de mers către litoral, București litoral. Două persoane totuși au fost rănite și una dintre aceste persoane este încarcerată în acest moment. Cât de gravă e situația pentru persoana care nu a fost scoasă încă din mașină? În momentul de față, colegii de la descarcerare efectuează practic descarcerarea acestei persoane. Nu știm cu exactitate starea de sănătate a persoanei încarcerate și nici a celor două persoane care sunt rănite. Tocmai de aceea așteptăm informații de la fața locului, de la colegii care acționează și ulterior vom putea reveni cu mai multe detalii. O ultimă întrebare, domnule Andronache, și vă mulțumesc foarte mult. Vorbeați despre 20 de mașini. E vorba doar de autoturisme sau sunt și microbuze sau alte tipuri de autovehicule, nu știu, autocare, cine e implicat în acest moment acolo, în acest carambol? Din primele date, colegii de la autostrada 2 București-Constanța ne-au furnizat ca informații 20 de autoturisme, ar fi tamponări în lanț, practic, în jurul kilometrului 183, așadar, din primele date, sunt implicate autoturisme, însă așteptăm mai multe detalii de la colegii noștri și vom reveni cu informații suplimentare. Mulțumesc foarte mult! A fost Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă reamintesc informația momentului, doamnelor și domnilor. A fost în această dimineață un carambol cu 20 de autoturisme pe autostrada Soarelui, pe sensul de mers către litoral, în zona localității Megidia. E vorba, din primele informații, despre tamponări în lanț. Sunt două persoane rănite, dintre care una încarcerată și se intervine chiar în aceste momente pentru scoaterea din autovehicul a acestei persoane. Nu se știu încă cauzele acestui carambol și în acest moment traficul este blocat pe sensul de mers către mare.